Vopsitoria lui Tom. Încă o zi, încă un incendiu de stins. Dragul de Frank, cred că ai obosit după asta, Frank. Ai restul zilei liberă? Minunat, meriți asta. Hei, uite-l pe micul Frank. Îl aștepți pe tatăl tău? A fost foarte curajos astăzi. A stins un incendiu mare în oraș. Uite-l că vine. E plin de cenușă. Ce drăguț! Micul Frank îl ajută pe tatăl său să se curețe. De mare efect, micule Frank. Ce vă gândiți să faceți, băieți, pentru restul zilei? Mergeți pentru o transformare la atelierul lui Tom? Minunat! Dar tu, micuțule? Păi, dacă nu e școală azi, ai putea merge cu tatăl tău? Hei, Tom, ce mai faci? Frank are după amiaza liberă, așa că a venit pentru o transformare. Tatăl micului Frank tocmai a stins un mare incendiu în orașul mașinilor. Frank e un erou adevărat. Îți poate da asta vreo idee pentru transformarea lui Frank? Incredibil! Frank va fi un Batman perfect! Asta trebuie să fie culoarea pielii lui Frank. Vopseaua gri pare o culoare de bază potrivită. Ți-ai amintit bine, Tom? E o imagine cu un liliac pe costumul lui Batman. Ai un sticker? Minunat! Dar, Tom, stickerul e gol. Nu ai vreo imagine cu un liliac sau ceva asemănător? Ce drăguț! Micul Frank zice că îl va desena el în timp ce tu îl transformi pe tatăl lui. Mai bine ai merge să aduci niște creioane, să ai grijă de tatăl tău. Cred că ești foarte mândru de fiul tău, Frank. E timpul să dăm vopseaua de bază, Frank. Bună idee, micule Frank! Poți picta simbolul liliacului până când Tom aduce accesoriile. Mm-hmm.
Micule Frank, Tom zice că ești un asistent nemaipomenit. Și un desenator interesant. Ce s-a întâmplat, Tom? Ai altă idee? Bine gândit. Îl poți transforma pe micul Frank în asistentul lui Batman, Robin. Știi să faci simbolul micului Frank? Se pare că micul Frank a moștenit talentul creator de la tatăl său. Acum e timpul pentru câteva accesorii. Ai și mantie de Batman și Robin, Tom? Băieții ăștia arată minunat, nu-i așa, Tom? Crezi că lipsește ceva? Să ne uităm în portbagaj. Poate mai e ceva înăuntru. Bineînțeles, au nevoie de măști. Cred că transformarea e completă. Ai făcut o treabă minunată, Tom. Arată exact ca Batman și Robin. Acum voi doi puteți ține orașul mașinilor în siguranță. Să aveți o zi minunată, băieți! Și mulțumim pentru tot, Tom! Salut, Charlie! Unde mergi? Mergi să-ți faci o revopsire la vopsitoria lui Tom? Lasă-mă să ghicesc! Vei fi Spider-Man! Cârligul de la macara te-a dat de gol. Parcă deja ai o pânză de păianjen. Poate ar fi mai sigur dacă ai strânge-o până ajungi la Tom. Hei, Tom! Văd că ești pregătit să-l transformi pe Charlie în Spider-Man. Ai multă vopsea roșie. Ai dreptate. Charlie e un vehicul mare. Ai nevoie de multă vopsea ca să-l acoperi. Arată puțin ca Frank, camionul de pompieri. Mai vrei să adaugi ceva, Tom? Bineînțeles! Stai, vei avea nevoie și de o pensulă subțire. Thank you.
Bine că ți-ai amintit. Spider-Man poartă și o mască pe față. Închide ochii, Charlie. Ține-i puțin închiși până se usucă vopseaua. Oare ce pune Tom la cale? Cred că ar mai fi ceva de făcut. De câte apărători ai nevoie, Tom? 6? Să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Wow! Arăți exact ca Spider-Man, Charlie! Bună treabă, Tom! A vrut să arate ca Spider-Man și să se miște ca Spider-Man. La revedere, prieteni! Bună dimineața, Troy! La ce te uiți? Aștepți ceva? Vine Tom să te revopsească? În ce personaj vrei să te vopsești? Oh, înțeleg! E secret! Uite că vine Tom, cu remorca plină de vopsele și accesorii. Cu ce culoare vei începe? Verde, foarte frumos! Bună idee! Să-i dăm lui Troy să-și pună niște ochelari de protecție mai întâi. Arăți excelent, Troy! Ce urmează, Tom? Triunghiuri! Mă întreb la ce folosesc. Vrei să pictezi triunghiurile, Tom? Ai ales pensula potrivită! Ce vrei să faci cu acele triunghiuri galbene? Troy, arăți foarte ghiduș! Mai trebuie să faci ceva, Troy?
Sunt niște abțibilduri cam ciudate. Ai dreptate. Ar trebui să le pictezi în galben și pe ele, ca pe triunghiuri. Acum le lipești pe vopseaua cea verde a lui Troy? Ai terminat, Tom? Ești un dinozaur! Ești atât de impunător, Troy? Sau poate ar trebui să-ți spunem trenozaurul Troy? Bună treabă, Tom! Ne vedem mai târziu. La revedere, Troy! Uh-huh.